Polițiștii ieșeni și-au prezentat joi bilanțul activităților desfășurate în anul 2023. 91 de angajați au părăsit instituția, în mare parte prin pensionare, astfel încât funcțiile sunt ocupate acum în proporție de aproximativ 77%. În instituție au avut loc 117 încadrări de personal și au venit 36 de angajați de la alte unități. Pe linie de pregătire profesională au fost organizate sesiuni de tragere cu armamentul și pregătire fizică, precum și ședințe pentru conducerea autovehiculelor de serviciu. Totodată au fost realizate lucrări de modernizare și extindere la două posturi de poliție în cadrul programului TOR și au fost achiziționate ansambluri modulare pentru trei posturi de poliție și pentru laboratorul de analize genetice. Lucrările de măsurile preventive, care le-am amintit în prima fază, așadar 467 de persoane cercetate, față de care polițiștii ieșeni au făcut măsuri preventive. Și avem de păcate trei categorii de măsuri preventive. 253 de persoane arestate preventiv, 24 de persoane arestate la domiciliu, 128 de persoane în control judiciar, 62 de persoane reținute pentru 24 de ore. În ceea ce privește fondurile europene, au fost gestionate și monitorizate trei proiecte în cadrul programului operațional comun România-Republica Moldova și au fost depuse cereri de finanțare pentru programul Interreg Next 2021-2027. Peste 114.000 de caziere judiciare au fost eliberate anul trecut, precum și 532 de autorizații de port armă și au fost efectuate 762 de atestări pentru agenți de pază. În cadrul programelor de prevenire a criminalității, polițiștii au desfășurat 698 de activități, legitimând peste 66.000 de persoane. Pentru creșterea siguranței cetățenilor au fost planificate și executate 1.299 de acțiuni de amploare și au fost aplanate 4.837 de stări conflictuale. Pentru creșterea siguranței în trafic au fost aplicate aproape 150.000 de sancțiuni contravenționale. În total au fost sesizate 21.237 de fapte penale, iar în cadrul cooperării internaționale au fost primite 87 de cereri de asistență.